Salut! Sunt Maia. Mama mea este inginer de industrie alimentară și cam de 10 ani încoace predă studenților de la Facultatea de Știință și Tehnologie Alimentelor principiile nutriției umane. Vrând nevrând, mi-a insuflat principii legate de alimentație. Știu că poate sună plictisitor, dar alimentația este foarte importantă pentru sănătatea și creșterea noastră. Alimentele sănătoase ne dau nutrienți care ne ajută să creștem și să ne dezvoltăm, cum ar fi proteinele, carbohidrații, grăsimile, vitaminele și mineralele. De exemplu, proteinele ne ajută să construim mușchi și țesuturi, iar carbohidrații și grăsimile ne dau energie. Dar trebuie să evităm alimentele nesănătoase, cum ar fi băuturile dulci, fast food-ul și alimentele procesate, pentru că acestea ne pot induce probleme de sănătate, precum obezitatea. Așadar, e important să mâncăm alimente sănătoase, cum ar fi leguminoase, fructe, legume și cereale integrale. În plus, trebuie să bem suficientă apă, să evităm băuturile dulci și sucurile și să spălăm bine dinții după ce mâncăm. În concluzie, sănătatea și creșterea noastră depind foarte mult de alimentație, așa că trebuie să fim atenți la ceea ce mâncăm și să încercăm să mâncăm alimente sănătoase cât mai des posibil. Dar acum vine partea cea mai grea. Cum să alegem alimente sănătoase? Este adevărat că părinții, bunicii, familia și prietenii își doresc ce e mai bun pentru copii. În ceea ce privește alimentația, opțiune bună este prepararea mâncării acasă. Aceasta oferă posibilitatea de a alege cele mai bune și calitative materii prime pentru a asigura o alimentație sănătoasă și procesată doar cât este necesar. Prepararea mâncării acasă permite părinților să controleze ce mănâncă copiilor și să evite alimentele procesate care pot fi pline de aditivi și conservanți. În plus, prin pregătirea alimentelor acasă se poate asigura o varietate mai mare de alimente și o diversitate nutrițională mai mare. De asemenea, prepararea mâncării acasă poate fi o activitate distractivă și educativă pentru copii, care pot învăța despre nutriție și totodată să își dezvolte abilități culinare. De exemplu, copiii pot ajuta la alegerea ingredientelor, la spălatul și tăiatul legumelor, la preparatul mâncării și la servirea acesteia. Implicarea mea în bucătărie mă ajută enorm să înțeleg că există o relație strânsă între starea mea de bine și alimentele consumate. În plus, este o experiență benefică și distractivă pentru întreaga familie. Îmi oferă încredere în mine și satisfacția unor preparate de care să se bucure toată familia. Dragi părinți, bunici, această activitate poate ajuta copiii să învețe mai multe despre nutriție și să deprindă obiceiuri alimentare sănătoase, încă de la o vârstă fragedă. Pentru a implica pe copii în procesul de gătit, trebuie să le oferi sarcini simple, dar și provocări, în funcție de cum sunt ei pregătiți. De asemenea, ar trebui să îi lăsați să aleagă anumite ingrediente sau să-și exprime preferințele. În plus, gătitul împreună poate fi o ocazie pentru părinți și copii să petreacă timp de calitate împreună și să se bucure de un hobby comun. De asemenea, poate fi un mod de a învăța pe copii despre cultura alimentară și tradițiile culinare din familie. Pe lângă beneficiile sociale și culturale, implicarea noastră a copiilor în gătit poate contribui la dezvoltarea obiceiurilor alimentare sănătoase. Prin pregătirea mâncării acasă și alegerea ingredientelor sănătoase, putem învăța despre alimente și ne putem dezvolta abilități ce să asigure o alimentație corectă din copilărie și până la bătrânețe.